Bianca a fost refuzată de Roberto Hațegan, tânărul vlogger alături de care își dorea o colaborare sau poate chiar ceva mai mult. În cel mai recent live de pe YouTube, Bianca le-a transmis fanilor că nu mai vrea să audă de acel băiat. Iată ce declară Bianca. Nu am mai ieșit cu băiatul ăla la cafea, lăsați-mă și cu ăla, vai de capul meu, a spus Bianca pe live despre Roberto Hațegan. Se pare că lucrurile între Bianca și Roberto nu au mers așa cum își dorea bruneta, motiv pentru care a decis să rupă orice legătură cu el. Liviana a vorbit despre fetele din Casa Puterea Dragostei sezon 3 după experiența de o zi în Casa Dragostei. Este uimitor ce spune despre Adriana. Iată ce a declarat Livian. Cele pe care le apreciez sunt Mariana și Adriana. Adriana e cel mai om. Știți cu cine aș putea să o compar? Cu Ligi. Adriana poate fi comparată cu Ligi. Un om extraordinar, un om elegant. Nu știu cult dacă e, dar are maniere. Am fost surprins de atitudinea Marianei, în schimb. Nu știu ce a determinat-o pe Mariana să adopte o atitudine așa defensivă de când am intrat eu în casă, dar mă așteptam să fie așa. Ei fiind noi în comparație cu mine, eu fiind câștigătorul, ei se gândesc că vin să le dau lecții. Intervine orgoliu. E foarte de înțeles. Eu am știut asta. Mariana a fost foarte agresivă, ea e o fată foarte emotivă așa, nu se arată, poartă mereu zâmbetul, ironii, dă replici ironice, are sarcasmul dezvoltat. Dar sub acest zid se află o fată sensibilă, un suflet bun. Andrada, iubita lui Moroșanu, este jucăușă. Pe ea n-am stat să o studiez, dar după cum o văd pe ea într-o relație, ea e tipul ăla de femeie independentă, dar șmecherită. De asta se potrivește foarte bine cu Alexandru, că și el are același stil. S-a găsit bine cu Moroșanu, a spus Livian despre fetele din Casa Puterea Dragostei sezon 3. Claudia și Ștefan au fost protagoniștii unor scene intime care s-au văzut la TV. Un moment destul de jenant a avut loc în Casa Mireasa, acolo unde doi dintre concurenți au fost protagoniști unor scene intime. Este vorba despre Claudia și Ștefan, care, deși nu formează un cuplu, s-au alintat și atins până s-a ajuns într-o situație care nu ar fi trebuit să se vadă la televizor. Toată lumea a văzut scena. Lui Ștefan i s-a văzut rușinea la TV și de parcă nu ar fi fost de ajuns, cei doi concurenți au început să discute pe acest subiect. Claudia chiar a fost curioasă să-i vadă zona intimă lui Ștefan, spre surprinderea celor din casă. Deși sunt extrem de apropiați, Claudia și Ștefan susțin că nu formează un cuplu, ci sunt doar prieteni. În urmă cu o săptămână, în gală, Claudia a spus în fața tuturor că Ștefan i-a propus să se joace și să-i mintă pe ceilalți concurenți din emisiune că se plac și că sunt în cunoaștere. Dar dacă ar fi să ne luăm după ultimele imagini, lucrurile par mai mult decât clare. Se simte ceva acolo, i-a spus Claudia amuzată, la care Ștefan rușinat a zis că se simt fluturii din stomac. Apoi s-a atins în zona intimă, în timp ce Claudia îl privea curioasă. Livian a făcut primele declarații după apariția lui în Casa Puterea Dragostei. Câștigătorul sezonului 2 a explicat că este doar în vizită și a spus care este părerea lui sinceră despre concurenții din sezonul 3. Livian a fost respins în prima fază de concurenți, însă apoi a reușit să-i cucerească cu farmecul lui. Iată ce a declarat Livian. Nu revin în forță cu aer de superioritate, cu nu știu ce. Vă dați seama tensiunii. Tot ce am zis acolo a fost direct, atât la fete cât și la băieți. Când am intrat în casă era ca la începutul sezonului 2, când erau concurenții noi cu cei vechi. J'adore, se simțea oarecare diferență. Mi-a făcut intrarea frumoasă, să vă văd pe voi ce ați fi făcut. Intrați în Casa Puterea Dragostei și vedeți că sunteți blocați, aveți intrarea blocată. Ei s-au simțit în poziție defensivă, că le-am luat și pe fete la dans. Și am zis să reacționez, să înțeleagă că n-am venit cu gânduri, să arăt cine sunt eu, a explicat Livian de la Puterea Dragostei.
Livian s-a întors în Casa Puterea Dragostei în calitate de invitat în ediția din 24 octombrie. Livian, câștigătorul sezonului 2 Puterea Dragostei, a revenit în emisiune și l-a scos pe fete la dans. Acesta a avut un dialog savuros cu Alexandra, chiar s-au certat puțin, și a acuzat-o pe aceasta că încearcă să îi fure susținătorii lui Cristian, care tocmai a plecat. În schimb, Livian a remarcat-o pe Mădălina, căreia i-a transmis următoarele. Tu ești aia mai bandită, așa din câte am putut să văd, nu falsă, dar ai actoria în tine. Iată mai multe imagini cu Livian din ediția de sâmbătă 24 octombrie. Bianca Cumănic este dispusă să vorbească despre Nelson Mondialu, tatălui Livian, și să spună tot adevărul despre el. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a povestit pe live detalii incredibile. Aceasta crede că tatăl fostului ei iubit este obsedat de ea. Iată care sunt ultimele declarații făcute de Bianca. Nu mai spuneți nimic despre individul acesta care face vloguri despre mine. O să fac eu un vlog special, un mesaj special pentru el, în care o să-i spun tot ce am de spus. Dar până atunci nu spun nimic. Ce să spun despre individul ăsta? Vreți să vă spun toate lucrurile pe care le-a făcut? Nu are rost. Ce să vorbesc despre individul acesta? Îi dau valoare dacă vorbesc despre el. Am văzut la domnul individ pe vlog că a spus că i-au zis oamenii lui ce am postat eu.
Sigur, i-au zis oamenii lui, nu stă el non-stop pe profilul meu, e obsedat de mine. Un om la 50 de ani e obsedat de mine. 57 de ani, uite că are aceeași vârstă cu tata. Nu a stat tata vreodată să vorbească de o copilă, să mă ferească Dumnezeu dacă credeam că o să ajung să cunosc un astfel de om. Acest individ care face vloguri despre mine nu face treaba asta doar pentru YouTube. El are obsesie, el sună oameni și vorbește urât de mine, el caută postări despre mine, a ajuns la un nivel avansat, obsesie e puțin spus, el a ajuns la hărțuire, acest om pe mine mă hărțuiește, el spune că eu sunt nora lui. Nu mă urăște, dacă era ură, nu pomenea numele, nu voia să audă de mine, la el e altceva acolo, poate vrea să-i fiu iar noră, habar n-am, dar eu am zis că nu mă mai împac cu Livian. Nu se folosește de mine, el sună oamenii și vorbește despre mine. El a încercat să-l îndepărteze de mine pe băiatul ăsta cu care vorbesc eu acum. Cum să faci așa ceva? Ești psihic instabil. O să mă ocup eu de oamenii ăștia, ei sunt firimituri pentru mine, o să mă ocup eu de ei. Chiar dacă au scos clipurile și live-urile, eu le am pe Gmail, mi-au trimis susținătorii mei tot. Nu mi-e frică de nimeni. N-au ce să-mi facă. Ce-ar putea să-mi facă? Să pună oamenii pe mine să mă bată, să mă violeze? În ce secol trăim? Stați liniștiți că mie nu-mi e teamă. Am tăcut un an de zile din respect pentru Livian. Nu mai, ajunge. Prea mult respect ajunge.